Hai, bună ziua domnilor și doamnelor, doamnelor și domnilor. Mai în capa sufletul, suntem în octombrie 28, așa e? Cred că 28. Da, 28. Bă, mai încet, nu, ce ai? Ăștia sunt disperați de viață, mă, să mă rog, după aia. Lasă să mă lovească, că pe numai bine, iar iau banii la asigurare. A luat 1500 de la asigurare, dar a dat, pentru din atâta pătrățel. Păi de ce, mă, să nu e, mă, dacă e dreptul tău comun? Bă, zrăcit copză, mă, în cala jumătate asta. Bă, fraților, zrăcit copză, mă, zrăcit copză, mă. Am fost săptămâna trecută pe la Paris. Trebuia să descarc la 7:30 dimineața, că și scria pe hârtie acolo, pe baia de parcurs. 7:30 fix să fie acolo, că mi-a și zis că mă sună dispecer, că mi-a dat curs. Și am ajuns, am băgat talpă ca să ajung pe la, că dacă veneam, prindeam dimineața pe Paris, mă, am luat amețelele pe acolo. Așa că am ajuns pe la vreo 3:30-4. Am băut apă rece, mi-am pus cafea cu mine, dar că eu am un termos cafea, nu, am băut și apă rece, hai. Mă, nu cam aș gura voastră și nu, am ajuns până la vreo 3:30, 4, cam așa. Mi-am pus ceasul să suni, că chiar acolo în parcă la firmă m-am urmă. Mi-am găsit acolo parcare. Și am domeniu, la 4:30 aproape și ceva, până la 7 și 10, că atâta l-am pus să mă trezească. Vreo 3:30, 4, dar am lăsat și motorul să mai meargă, era frig, într-adevăr. Poate și din cauza că am băut apă rece, știi Dumnezeu ce să zic, nu știu. Bă, am arăcit, dar asta e, iarna întotdeauna mă răcesc. Odată în viață, ca la 3-a marin. Da, mă, voi nu v-ați răcit încă. Bă, eu așa pățesc acum și când mă duc în România, de-aia vezi, nu m-am dus în România. De ce să mă duc în urmă, uitați dimineață, mă cam trebuie să uită, bă, cu cava și gura voastră, fiți atenți, fiți asta aici. Aici nu am numai acte, mă, cava sufletul. Bă, numai acte, acte și are, acte și are. I-am dus, am avut vreo lună jumătate la contabil, plăti actele de pe 2023, încasări, cheltuieli pe motorină, pe aia, pe aia. La fiecare bam 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 și am zis că păi, căutie zbonurile de motorină. Păi zic că sunt acasă bonurile de motorină, dar la ce să-i veți bonurile de motorină, că ți-am adus contul curent de la toate cheltuielile. Adică copiile de la tătie bonurile de motorină, de la unde am plătit pe fiecare dată respectiv. Mai nu că zice, trebuie să aduci și bonurile, că... Păi zic, omule, dar ai trecut pe cont, pentru ce așa ce are, știi? Bine, mă, ce vrei, dacă așa o să fac, așa am făcut. Problema ei. Cavaș, eu am online banking pe telefon, deci eu văd tăte cheltuile, tăte tranzacțiile, le văd. Problema e, bă, eu nu știu, bă, atâta, într-un fel e nașpa. Am cardul de la Moneze, cardul de la Moneze, mă, Cavaș, și intru pe tranzacții. Da, acolo o icoană de aia sus, mică, PDF-ul. Intru pe PDF și acolo îmi dă data, alegeți data să creez un extras de cont. Și eu nu, dacă îmi dau un exemplu, august, îmi dă numai luna august. Dacă dau august, octombrie, dă august, septembrie, octombrie, bam. Dă-te tranzacțiile, bam, bam, ce-am plătit, ce-am cheltuit, ce-am mâncat, ce-am... Acolo nu se știe. Și bă, mâncava și gura voastră, e ok, mișto. Dar problema am că am și pe șpar case. Pe șpar case, mamă, mâncați și aici. La fel, îmi văd tranzacțiile, ca pe Moneze. Că și pe Revolut am online banking și pe Transilvania. Pentru că e 4 am online banking. Bă, mâncava și gura voastră. Dar pe șpar case, nu stă PDF-ul. La mână, dacă eu mă duc aici în vis, ba de ba cardul, să încerc să scot extrasul din cont, de pe data, da? Nu mă lasă numai din mai, că acolo mi-am făcut cardul.
interesant. Da, dar stai să vedeți ce am pățit cu extrasurile de cont. Că m-am dus, mâncam aș gura voastră acolo la Mainz, când eu să ajung la bancă, deci nu aici, aici e Rheinhessen, acolo e Hessen. Mă, mâncam aș gura, Hessen și cu Rheinhessen. Bine, mă, dacă era Hessen, Hessen și voi știți ce te vorbiți pe aici, asta e viața, ce să fac? Bă, mâncam aș gura voastră, până că Frankfurt. Dar contabil, se duc capchile. Băi, mâncam aș gura voastră, fiți atenți aici, bă! Ce credeți voi? Așa vede treaba. Bă, m-am dus acolo, bam, bam, bam. Eu ca mocanul, că bine zice domnul Lesu că-s bocal câteodată. Pentru că trebuia și 2020 și 2024. Că nu prea le-am, nu le-am scos de multe strasurile de cu. Deci asta e o prostie, că normal de la unul ar trebui să le scoți, știi? Și atunci le-ai acolo pusă bine. Și eu mâncața aș... Aia acolo un fel de tastatură, bam, 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 pe finanța, pe ele, pe ele, bam, bam, bam. Tastez. 01 ianuarie 2023. Asta a fost, am mutat o săptămâni, 10 sau 15, cam așa ceva. Și am băgat data din octombrie, când am fost eu acolo. Bă, dar voi știți ceva? Bă, mâncava aș gura voastră, fraților. Bă, băi, bancomatul ăla, nu-i, nu-i bancomat de banc, e bancomat de extrasul de cont. Ăla are un difuzor acolo, de vorbește cu tine. Când tu bagi la de cu tântac, el citește cardul, că scrie la fiecare numele pe card. Zice cu tântac, Herostas. Eu zic cu tântac, fireai tu să fii, dar el nu înțelege ce zic. În fine. Bă, și când am în cava jura voastră, bă, și bancomatul să-i nervați să mor eu. Am dat de la 1 ianuarie 2023 până în octombrie 2024. Aproape 2 ani mă mâncava asupra. Băi, aud bă, bag băsul de ăla acolo la difuzor, că zice, nu știi, robot, e un om, ești, e poate dracu, știi cine e acolo. Dar vorbeai și la difuzor, nu dava și până la asta. Herre, ăsta, ați numit fol idiot? Din viață și-o zic că s-a pierd, zice. Chiar sunt și camera acolo, știi, tu sus. Poți zic și tu ai zis așa de asta. Am băiat Anisiu Eremia.
bă, belea, bă, cu băcile astea, să nu. Eu nu știu, bă, dacă ați mai pățit așa ceva, eu n-am pățit în viața mea, nu am să vorbească la mașinăria aia cu mine. A, bine, așa, pe autostradă, am mai pățit un iam galt aia și cu tentac, cu tenac, cu bonjourno, bonjour și chestii de astea când bagi biletul și mai ales când le dai bani. Atunci să vezi ce-ți mulțumesc unde ea de la aparat. Chiar mă, dacă nu le dai banii, nu știu dacă îți mai mulțumești, îți mai mulțumești, pe dreacu îți mai mulțumești. Că te am e polițaie, că ești bandiță, ia să... În fine, un cavaj cu la voastră. Nu știu, acum am făcut reclamații la bancă să mor eu primul și primul, că am luat telefonul, ce credeți, nu cavaj, și am sunat, am filmat. Am reclamație făcută la Spar Case, zic, domnule, am și scris acolo, pe cum își permite să mă fac un comediu? Dar nu aștept răspunsul cu capul la voastră. Voi dacă știți să-mi ziceți și mie dacă mi s-a întâmplat treaba asta și ăsta pe ziceți, măi, corect, mă, în casă, să mă faci după mine așa. Păi ce dracu de mașinărie ești, mă, să mor dacă nu. Ori a fost ceva acolo ascuns și râdeau de mine, mă. Că mai sunt camere de alea ascunsă, dar după aia vine și zice, aaa, au fost camere ascunsă. Dar nu vine nimeni, mă, mâncat, să nu zică nimic. Da, așa că așa am pățit cu banca și la Spar Case, nu știu care aveți că la Spar Case, dacă îl spățânați, pățit, că n-am pățit cu ea, deci am pățit cu asta. Și acum mă duc la contabil, mă mâncava sufletul că cumva după aia nu m-am mai dus, m-am dus la altă parte, la altă parte. Asta nu m-am dus la asta, iar mă face și ești sigur. Și iau ciocanul și îi spartă de mașină ea aia acolo. Și pe aia am văzut la altă parte. Și ce am făcut? Mă cavă și vreau ăsta. Spus să mă facă și iar eu mă cavă și vreau ăsta. Am băgat 01 mai 2020 după aia. Iunie 2023. Octombrie 2020 și după aia noiembrie 2020 și decembrie 2020. Și parcă eu dacă tot e, dar de părând, bineînțeles, bine mă, trebuie să plătești, încă te întreabă. Aerostas, dize, costă 2 euro funcții și cent. Braustu, ia, nai, drucă nai. Braustu, drucă ia, braustu, nic, drucă nai. Dacă pentru că n-ai, atunci înseamnă că nu vrei să plătești și îți mai dă țâțul, nu îți mai dă nimic. Și am zis, ia, ok, azi obite și pentru că ia, au zis, ia, ok, danke. După ce am ăsta și mi-a dat primele extrase, e cu un cava și au zis, alo, guten tag, Aerostar, a fi der zen Aerostar, a fi der zen sudaciul, am zis, deci așa, el nu știe ce zic. El înțelege, el înțelege, dar el nu știe că sudaciul ce să am. Și m-a întrebat după aia, v-ați zis da sugațiule? Sugațiule zic că e un fel de te salut cu respect. Am pus botul că n-au știut. Și mie țin după aia când i-a dat a doua oară, a zis, a, vii da tu, că dă tu. Ia, ia, îi vreau că merg contosul, dar bă, zo, vii drai, mă, ăla. A, ok, good, bine. Am întâmplut special în de tranzacțion, 2 euro funcții centuri. Că ai problem, man, e pe țară, te-ai sugat, mă. Am un bag, e să nu mă fac, să nu cumva să mă fac și în sugat și la pute. Îți dai seama, dacă n-are neamț și face chestia asta, că am învățat asta de la mine. Că sugațul înseamnă te salut cu respect. Păi la nu înțelege neamțul, da, dar e mereu un robot să moră, dacă nu. Și robotul vrea să-l salut, e să zică te salut cu respect și zice te salut. Am fi dărzit țucațule. Pelea să moră dacă nu, aș vrea să pun o cameră ascunsă. Să văd pe vreun român acolo care merge să scot contul ăla, contul curent. Să-i mulțumească robotul, te salut cu respect țucațule. Da, mă, mâncava și gura voastră, e fric. Nu știu, în România cum e. Foarte tare m-a răcit. Mi-am făcut ceai fierbinte cu mine. Am aici în termos.
eu mai târziu îmi dau butelii de vin și să-mi fac vin fierb cu cavarsul. Vin fierb cu scorțișoare, bă. Să-mi dai piciorul, bă, vin fierb cu scorțișoare, bă, oameni. Asta mă gândesc să fac, cam ce ziceți voi? Bă, nu știu, vedem. Dar o să fac vin fierb cu scorțișoare și, bineînțeles, piper. Dar nu știu, bă, cum zice la scorțișoare, bă, voi nu știți cum zice la scorțișoare. Bă, dacă știți, ziceți, mă, mâncavă și că nu știu. Dar lasă, bă, că până ziceți voi, bă, intru pe translate și bag pe translate acolo scorțișoară din română în germană. Și automat îmi spune cum îi zice la scorțișoară. Bă, nu știu cum zice la scorțișoară. Să mă duc să-mi iau scorțișoară, că trebuie scorțișoară să-mi bag în vin. Și apoi iau și mamă, cam așa. Astăzi, că nu mai au nicio cursă asta să mor eu dacă. Nicio cursă mâncavă, trebuie să mă și la apoteche, la farmacie. Să mă, nu știu, sirop, ceva, apar, n-am, nu știu. Ce mi-a dat, am ibuprofen, am antinefralgic, dar nu-ți de treabă, cred că. Că iau de două zile, de-alea mă mâncam aș vreau asta. Nu? Hai, vă țucu și aveți grijă dacă mergeți pe la bancă până țin, la șpar case, dacă vă faceți sucațule, să știți de ce vă face. O zic, mă, ziceau, mami, Doamne ajută-l toată lumea.